Dumneavoastră pentru cei care vă îndrumă în fiecare zi și de asemenea pentru membrii familiilor dumneavoastră, pentru părinți, care să știți că rămân cei mai apropiați de dumneavoastră în tot ce vi se va întâmpla de aici încolo. Suntem în aula Universității Transilvania din Brașov, cea mai mare și mai performantă universitate din regiunea Centru și una dintre cele mai mari universități din România. Am copii mici, copii de școală, și vă spun, ca rector, am un obiectiv foarte clar. Îmi doresc ca ai mei copii, la fel ca și dumneavoastră și copiii altor părinți din Brașov și din România, să-și dorească să studieze în România. Și să-și dorească să studieze la Universitate în Brașov. De aceea, multe lucruri pe care le facem în Universitatea Transilvania sunt în direcția aducerii acestea la standarde care să fie competitive cu ceea ce găsim în universitățile din vestul Europei. Suntem într-o universitate în care ceea ce vedeți aici reprezintă un etalon și o țintă pentru toată infrastructura din universitate. Încercăm să renovăm, să aducem laboratoarele și sale de curs la standarde moderne. Avem cel mai mare institut de cercetare dezvoltare al unei universități din România, construit și dotat prin fonduri europene. Și de asemenea încercăm, împreună cu colegii din universitate, domnul rector Munteanu este aici, să asigurăm condiții de cazare, de masă, condiții legate de baza sportivă, de baza culturală a universității cât mai bună. Domnul primar menționa cele două evenimente importante pe care noi ne-am dorit să le avem în Brașov. Fie că este vorba de Brașov, capitală culturală europeană în 2021, fie că este vorba de Olimpiada Jocurilor Olimpice din 2020. Aș vrea să vă spun că această aulă găzduiește, începând cu acest an universitar, în fiecare lună cel puțin un concert pe care Universitatea, prin Facultatea de Muzică, îl oferă brașovenilor, comunității locale. Deci ne implicăm activ și viața culturală a orașului, iar în viața sportivă aș vrea să vă spun că prin Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane suntem extrem de activi atât la nivel național cât și internațional. Am menționat aceste lucruri doar pentru a vă atrage pe dumneavoastră, cei care sunteți cei mai buni elevi, în Universitatea Transilvania, mai ales pe cei care sunteți la final de etapă acum, la finalizarea ciclului liceal. Și ca să fim și mai convingători, pentru că apreciem munca și valoarea șefilor de promoție, dacă în Universitatea Transilvania, în toamnă, vom avea un șef de promoție din Brașov, nu numai din oraș, ci din județul Brașov, acesta va avea un laptop din prima zi de școală și va avea de asemenea o masă pe zi gratuită pe tot parcursul facultății la cantina Universității Transilvania din Brașov. Trebuie să venim și cu o ofertă pragmatică. Și sperăm că și alte instituții aici prezente vor face la fel. De aceea așteptăm și următoarele oferte și vreau să menționez acest lucru în contextul în care chiar dorim să atragem cei mai buni elevi, care să devină după aceea studenții noștri, cei mai buni studenți și, de ce nu, oameni care în România să muncească pentru România și pentru dezvoltarea acestei țări. Felicitări încă o dată tuturor!